Mulțumim frumos, domnul Gheorghe Ivan. Deci aș vrea să vă spun că totul a pornit de la 7 membri fondatori la început în 90. Și acum o să vă reproduc strict autentic cuvintele lui domnul Onoriu, Dumnezeu să-l odihnească, a spus: fratele meu, eu vin cu voi, accept să fiu președintele romilor, dar eu voi lucra numai cu oameni serioși. Și eu tot timpul am respins orice intervenție a celor care n-au fost oameni serioși în Partida Romilor. Poate că la un moment dat am fost criticat pentru asta, dar lucrând numai cu oameni serioși, uitați unde am ajuns și putem ajunge și mai departe dacă ne vom uni. Poate în seara asta facem și un schimb de ștafete, vă predăm ștafeta vouă tinerilor. Încercați să atrageți cât mai mulți tineri de partea voastră, încercați să fiți uniți. Așa cum ați spus și voi, educația este totul. În momentul în care ești curat, elegant și deștept, ce poate să-ți mai spună cineva? Îți spune de necaz, țigane, și ce dacă? Eu de când eram mic am spus că sunt țigan și mă mândresc. Mulțumim frumos, domnule Ivan. Doamna Gabi Luncă. Încă o dată vă mulțumesc și mă gândesc că sunt aici pentru că mă leagă istoria acestei partide a romilor. Așa cum a spus domnul Ivan, și bineînțeles că domnul Nicu Păun a preluat ștafeta de la Onoriu, așa că ne-a dat Dumnezeu o mână tare, o mână bună, și iată ce avem, ce roade se cunoaște astăzi. Aș vrea ca toți romii să se uite că m-am lăsat de meserie din 92 și am luat pe Dumnezeu. Căutați-L pe Dumnezeu, pentru că dacă ești cu Dumnezeu, ești mai bun, ești mai omenos, ai mai mult respect. Hai să ne unim și căutați-L. Uite, mergeți la biserică duminică, nu mai mergeți la jocuri de noroc, nu mai mergeți că ați văzut ce se întâmplă în discoteci și fel și fel de nenorociri se fac astăzi, înainte pe timpul nostru nu era. Aș vrea ca romii noștri cu adevărat să apropie de Dumnezeu, avându-L pe Dumnezeu, devii un om cinstit, un om care te va respecta și bunul și rău, că n-are ce să zică, pentru că tu n-ai să minți, tu n-ai să ieși beat și ai să fii un om cu un caracter deosebit. Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă întărească. Și la capitolul muzică, să mă ierte cei care nu le convine, aș vrea ca muzica lăutărească și de petrecere să o lăsăm romilor, pentru că ei o simt. M-a făcut în seara asta să simt într-adevăr că am văzut, pentru că am avut ce asculta în seara asta. Aș vrea ca Dumnezeu să vă ajute să mergem pe o cale plăcută lui Dumnezeu și frații de credință să nu creadă că eu m-am întors să cânt muzică lăutărească, ci sunt aici pentru că am și o funcție și mă leagă această partidă a romilor. Deci sunt a voastră, frații de credință, și a tuturor romilor din toată lumea. Mulțumesc! De fapt, dumneavoastră sunteți simbolul nostru. Dacă nu erați dumneavoastră cu domnul Onoriu, n-am fi avut atâtea voturi în 1990.